Domnul să vă binecuvinteze! Suntem la o nouă emisiune Creștin la timpul prezent. Emisiunea de astăzi are titlul Un nou început. Suntem în gara vieții și trecem dintr-o perioadă a vieții în altă perioadă a vieții. Terminăm un an și începem un alt an. Un nou început din perspectiva Scripturii, un nou început pentru omenire, un nou început pentru pământ, un nou început pentru rasa umană. Există din perspectiva profetică? Răspunsul se găsește în Apocalipsa, capitolul 21 și 22. Aceste ultime două capitole ale Scripturii vorbesc despre un nou început. Și trebuie să ne inspire acest un nou început. Apocalipsa 21, versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Ioan este insula Patmos, este exilat la careile de piatră. Acolo erau exilați și alții care erau periculoși pentru Imperiul Roman. Și are descoperirea un nou început. Dumnezeu aduce un nou început. Așa cum aduce pentru omenire, pentru pământ un nou început, Dumnezeu poate să aducă și pentru viața ta, poate să aducă și pentru viața mea un nou început. Ce înseamnă acest nou început? Din Apocalipsa 21 și 22. Am vrea inimile noastre să fie atinse de această perspectivă profetică, să ne încurajeze pentru noi începuturi în viața noastră. Vede Nou Ierusalim. Are această imagine despre Nou Ierusalim și aude un glas tare care iese din scaunele domnie și glasul acesta spune: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Bucuria noului început înseamnă să locuiască Dumnezeu cu noi. Cum poate locui Dumnezeu cu noi? Este bucuria aceasta a locuirii lui Dumnezeu cu noi. Spune așa Iisus, noi vom veni la El și vom locui cu El. Se referă la omul care crede în Domnul Iisus Hristos. Prin credință, având în inimă pe Dumnezeu, având în inimă pe Fiul lui Dumnezeu și pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în inima noastră locuiește Dumnezeu. Când Dumnezeu locuiește în inima ta, această locuire a lui Dumnezeu înseamnă un nou început pentru tine. Să fie Dumnezeu cu tine înseamnă un nou început în viața ta. Să se manifeste Dumnezeu în tine înseamnă un nou început în relația ta cu El. Din perspectiva profetică a cerului nou și a pământului nou, ce înseamnă acest nou început? Cum ne putem hrăni inimile pentru noi începuturi în viața noastră? Spune așa, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Este acest nou început, când Dumnezeu șterge lacrimile. Sunt atâtea lacrimi în viața noastră, sunt atâtea lacrimi care încă n-au căzut, dar sunt în adâncul inimii noastre. Aceste lacrimi trebuie șterse. Ca să vezi corect drumul pe care trebuie să mergi, trebuie să șteargă cineva lacrima. Dumnezeul care dă un nou început este Dumnezeul care șterge lacrima. Vrei un nou început în viața ta? Vrei o reînnoire a vieții tale, într-un nou an, un nou sezon al vieții tale? Uită-te spre Dumnezeu care poate să șteargă orice lacrimă. Nu există lacrimă pe care Dumnezeu să nu o șteargă. Nu există lacrimă prea grea. Nu există lacrimă prea amară pe care Dumnezeu să nu o șteargă. Din moment ce spune profeția, orice lacrimă, noi credem prin cuvânt, adevărul, orice lacrimă. Pentru acest nou început al cerului nou și al pământului nou, moartea este un lucru absent. Moartea nu va mai fi. Nu mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Așteptăm acest nou început. Dar până începe marele nou început, trebuie să avem noi începuturi în viața noastră, în care ne centrăm viața pe Dumnezeu. Ne recentrăm viața pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu face lucrurile noi. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul.
Celui ce este sete îi voi dea să bea fără plată în izvorul apei vieții. Începutul și sfârșitul este Dumnezeu. Vrei un nou început? Lipește-te de Dumnezeu. Această lipire de Dumnezeu înseamnă pentru noi un nou început. Această lipire de Dumnezeu înseamnă pentru noi bucuria unui nou început, puterea unui nou început. Eu sunt începutul și sfârșitul. Știți de ce? Doar ne-am propus de multe ori să avem un nou început și n-am reușit? Pentru că nu am chemat pe cel ce este începutul. Eu sunt începutul. Un nou început cu cel care spune eu sunt începutul și sfârșitul. Eu sunt Alfa și Omega. Dumnezeu este începutul. Când ne unim cu Dumnezeu, când ne lipim cu Dumnezeu, când chemăm numele lui Dumnezeu să fie cu noi, să fie deasupra noastră prezența divină, când îl punem pe El, călăuză pentru noul început, El este începutul. Doamne, vrem să te proclamăm pentru un nou început în viața noastră, să spunem că Tu ești începutul. Puterea noastră este în Tine. Dumnezeu vrea să ne dăruiască fiecare dintre noi și această potolire. Avem o sete în noi. Această sete, lapa vieții. Un nou început de reînnoire. Un nou început de reîmprospătare spirituală. Un nou început de viziune pentru viitor. Suntem chemați să biruim. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Sunt lucrurile din noul Ierusalim. Vorbind despre pământul nou și cerul nou, vedem o frumusețe incomparabilă. Apocalipsa 21 vedem cum arată această cetate, cum arată noul Ierusalim. Vedem frumusețile din noul Ierusalim selectiv. Prezint câteva aspecte. Apocalipsa 21 cu 21. Cele 12 porți ale cetății cerești erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Pentru acest nou început avem nevoie de mielul lui Dumnezeu. Să fie făclie. Făclia aceasta să lumineze viața noastră. Făclia aceasta să lumineze noul început. Să lumineze orice nou început în viața noastră. Este făclia vieții tale mielul? Vrei pentru acest nou început să spui, mielul lui Dumnezeu, fii făclia vieții mele. Luminează viața mea. Luminează parcursul acesta pe care îl încep. Luminează acest nou început al vieții mele. Mulți vor doar să vorbească despre Dumnezeu, dar nu vor să vorbească despre mielul lui Dumnezeu. Vrem să vorbim despre mielul lui Dumnezeu, care a fost junghiat. Și pe baza jertfei Lui noi primim mântuirea. Pe baza jertfei Lui noi avem iertarea păcatelor. În noul Ierusalim, făclia noului Ierusalim este mielul. El aduce lumină. Mielul aduce binecuvântare. Mielul aduce frumusețe. Noi nu vrem în noile începutele vieții noastre să punem deoparte pe mielul lui Dumnezeu. Un nou început, o nouă perioadă a vieții, un nou an pe care începem în viața noastră, noi vrem să fie un an în care punem pe mielul lui Dumnezeu la locul cuvenit și dăm cinstea cuvenită mielului lui Dumnezeu și vrem să fie El făclia vieții noastre. Vorbind de cerul nou și pământul nou, vedem că și neamurile vor umbla în lumina aceasta, cerului și împărații pământului își vor duce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea va duce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu vei intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Un nou început, dar un început în care ne gândim să nu mai trăim în spurcăciune și în minciună. Un nou început în sfințenie. Un nou început în curățirea păcatelor.
Un nou început în siguranță că avem numele scris în cartea vieții mielului. În acest nou Ierusalim nu intră decât cei care au numele scris în cartea vieții mielului. Ai numele scris în cartea vieții mielului? Te vei bucura de acel nou început, de cerul nou și pământul nou? Te vei bucura dacă vei începe o viață nouă, umblând cu Iisus Hristos, crezând în Iisus Hristos, având păcatele iertate prin Iisus Hristos, având siguranța numelui scris în cartea vieții mielului. Capitolul 22 continuă să prezinte acest nou început, cerul nou și pământul nou, și prezentând frumusețea noului Ierusalim, prezintă apa vieții, râul cu apa vieții, limpede ca și cristalul, care este din scaunele domniei lui Dumnezeu și al mielului. Foarte importantă această expresie, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Noi vrem un nou început cu Dumnezeu și cu mielul lui Dumnezeu. Și fiindcă suntem credincioși în Sfânta Treime, vrem un nou început cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Scaunul de domnie, de acolo vine puterea. De acolo vine energia pentru un nou început. Este bucurie în viața ta? Vrei să fie bucurie în viața ta? Vrei ca viața ta să aibă un nou început? Cât de mult trăi lucrul acesta? Cât de mult tânjești după lucrul acesta? Îți prezint perspective profetice ale marelui început, ale marelui nou început, ca să te încurajezi pentru noi începuturi pământești, ca să te încurajezi pentru noi începuturi, noi perioade, noi ani în viața ta. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două male răului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunele domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi, a robii lui îi vor sluji. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem. Trăim într-o lume a blestemului. Călătorim dintr-un an în altul, dintr-o perioadă în alta. Viața noastră este ca o gară. Și credem că următoarea călătorie va duce o nouă fericire. Avem noi începuturi în destinațiile noastre, dar nu ne gândim la marele nou început, nu ne gândim la noul început, unde moarte nu va mai fi, unde Dumnezeul va locui cu omul, unde nu va mai fi nimic de blestem. Trăim într-o lume a blestemului, dar prin credința în sângele lui Iisus noi putem să fim eliberați de acest blestem. Prin credința în sângele lui Iisus Hristos noi putem să spunem astăzi: Doamne, scapă-mă de blestem. Doamne, eliberează-mă de blestem. Doamne, dă-mi o viață nouă. Noi vrem o viață nouă. Noi ne gândim la cer, la cerul nou și la pământul nou. Noi ne gândim la un nou început. Robii lui îl vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acest nou început e un nou început de slujire. Noi nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ne avem nevoie de un nou început în care să-L slujim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră, cu toată energia noastră, cu toată puterea noastră, cu tot gândul nostru. Nu este un nou început de meditație, nu este un nou început, este un nou început de slujire. Avem nevoie să slujim lui Dumnezeu. Un nou început în care să slujești cu toată inima ta. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui. Nu avem nevoie de activism religios. Noi vrem să vedem fața lui Dumnezeu. Noi vrem o slujire care vine din această părtășie vie cu Dumnezeu. Noi vrem un nou început de slujire în care să vedem fața lui și să avem siguranța că suntem proprietatea lui. Ne uităm la perspectiva profetică a noului început, cerului nou și a pământului nou. Acolo nu mai fi noapte, nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Acest nou început al luminii divine. Pentru această lume Dumnezeu a dat lumina soarelui. Dumnezeu poate să dea lumină și prin foc, dar aici lumina va fi lumina directă de la Dumnezeu. Avem nevoie de soare, avem nevoie de foc. Este un nou început în care
ai curajul să părăsești lucrurile vechi, chiar dacă sunt lucruri bune sau lucruri rele, și să intri în lucruri noi. Ce este un lucru total nou. Să nu mai vină lumina de la soare, să nu mai vină lumina de la lună, de la stele. E un nou început în care Dumnezeu este El direct sursa de lumină. Noi ținem cu dinții la lucrurile vechi, ținem cu dinții la obiceiurile noastre, ținem cu dinții la metodele noastre. Avem un nou început, avem nevoie și de un nou început. Să mai lăsăm soarele și luna. Această nouă ordine a lui Dumnezeu, soarele și luna nu mai au loc. Un nou început înseamnă și să renunți la lucruri vechi, chiar dacă sunt lucruri bune. Pentru că Dumnezeu vrea să ne înculească cu lucruri foarte bune. Unii sunt sceptici la acest nou început final, la cerul nou și la pământul lui, în Apocalipsa 21 și 22. Și la acest scepticism, îngerul spune: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul Duhului prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Iată, eu vin curând. Noi avem un nou început cu gândul că totul se va termina. Spune Petru că toată lumea va arde cu foc. Și avem nevoie de un nou început. Planeta are nevoie de un nou început. Rasa umană are nevoie de un nou început. Tu ai nevoie de un nou început. Și până începe acest mare nou început, avem nevoie de perioade, de noi sezoane în viața noastră, de noi ani, de reînnoire, de putere. Dar gândindu-ne la marele nou început, la cerul nou și la pământul nou, vrei un nou început în viața ta? Inspiră-te din cerul nou și din pământul nou. Că Dumnezeu este în centrul tuturor lucrurilor și Dumnezeu aduce schimbare. Dacă sunt unii sceptici la această perspectivă profetică în Apocalipsa 21 și 22, Cuvântul lui Dumnezeu spune în Apocalipsa 22, 11: cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Dacă nu vrea schimbare, dacă nu vrei un nou început, cel nedrept să rămână nedrept. Dacă nu vrei un nou început, cel întinat să rămână întinat. Dar cel neprihănit să rămână neprihănit. Și cine este sfânt să aibă un nou început la un nou nivel de sfințenie. Cine-i sfânt să se sfințească mai departe. Nu este pe acest pământ o etapă a sfințeniei la care să zici suficient. Cât timp trăim pe acest pământ, noi trebuie să progresăm în sfințenie. Trebuie să avem un nou nivel în care să pășim. Cine e sfânt să se sfințească mai departe. Trebuie să pășim într-un nou nivel de sfințire. Un nou început pentru un nou nivel de sfințire. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecare după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Trebuie să ne gândim și la răsplătire. Dumnezeu va face bilanțul vieții noastre. Și din nou se punctează cine este începutul. Dumnezeu spune: eu sunt începutul. Eu sunt cel dintâi, eu sunt Alfa și Omega. Pentru început sunt aceste trei cuvinte: Alfa, cel dintâi și începutul. Alfa, prima literă din alfabetul grecesc. El spune: eu sunt cel dintâi și spune: eu sunt începutul. Alfa, cel dintâi și începutul. Nu poți un nou început real cu efecte veșnice fără Dumnezeu. Vrem un nou început. Vrem un timp binecuvântat, un an binecuvântat. Vrem să spunem Domnului: Doamne, Tu ești Alfa. Doamne, Tu ești cel dintâi. Doamne, Tu ești începutul. Vreau cu Tine să am un nou început. Ajută-mă să am cu Tine un nou început. Pentru Tine să am un nou început. Este această fericire a celor care spălă hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Un nou început în purificarea noastră. Un nou început în spălarea hainelor noastre ca să intrăm pe porți în cetate. Aceste adevăruri sunt pentru biserici. Hristos spune că este rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață.
un nou început în care răsare luceafărul strălucitor de dimineață peste noi și ne călăuzește. Trebuie să fie un nou început și în dorința, după așteptarea mirelui nostru, și Duhul și Mireasa zic vino. Duhul Sfânt și Mireasa strigă vino. Maranata, vino Doamne. Strigătul acesta, acest duet al Duhului Sfânt. Un nou început al râvnei prin Duhul Sfânt. Un nou început în care să ne sincronizăm cu Duhul Sfânt. Duhul și Mireasa zic vino. Deci sunt, Mireasa este sincronizată cu Duhul Sfânt. Un nou început al sincronizării cu Duhul Sfânt. Când suntem sincronizați cu Duhul Sfânt, când suntem în același ritm cu Duhul Sfânt, nou început este un nou început frumos. Nou început este un nou început binecuvântat. Ce se întâmplă când Mireasa nu e sincronizată cu Duhul Sfânt? Nu spun în același timp vino. Ce se întâmplă când Mireasa e sincronizată cu Duhul Sfânt? Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude acest strigăt comun? Duhul și Mireasa. Cine aude acest strigăt să zică vino? Adică cei din jur, cei care sunt influențați de Mireasa, să strige și ei după Hristos. Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Preiubiții mei, noi vrem un nou început. Noi vrem un nou început real. Să rămână în viețile noastre. Să nu plece niciodată prezența lui Dumnezeu din viețile noastre. Însă, pentru aceasta, noi trebuie să-L punem pe Dumnezeu. Să fie începutul. Aceste perspective profetice în Apocalipsa 21 și 22 să fie pentru încurajarea noastră. Aceste perspective profetice ale cerului nou și pământului nou să ne motiveze această centrare pe Dumnezeu, să recentreze viața noastră, această sincronizare cu Duhul Sfânt, să aducă și în viața noastră sincronizare și acest ochi deschis spre mielul care este făclia noastră să aducă și pentru noile noastre începuturi. Ochii noștri strânși, legați de imaginea mielului. Să încheie perspectiva profetică din Apocalipsa 21 și 22 cu această binecuvântare. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Nu poți un nou început fără har. Nu poți un nou început fără grația divină. Un nou început, da, dar prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Prin favorul divin. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. Orice faceți, să faceți pentru slava Domnului. Orice faceți, să faceți din dragoste. Un nou început din dragoste. Un nou început pentru slava lui Dumnezeu. Un nou început pentru Domnul. El este începutul, alături de El. Viața noastră este ca o gară. Călătorim, vrem un nou început, plecăm dintr-un loc în altul. Dar destinația noastră finală, adevărata noastră patrie, nu este aici. Este dincolo, în cerul nou și în pământul nou, în care va locui neprihănirea. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Cel ce este Alfa, Cel ce este Cel dintâi, Cel ce este începutul, să aducă un nou început, viața noastră. Amin.